Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Venim la cuțite în seara cea mai mare a sezonului 11. Presiunea este uriașă pe umerii finaliștilor. Timpul pare să nu le ajungă. Împărțirea sarcinilor este esențială. O singură mișcare greșită poate pune în pericol toată strădania unui sezon întreg. Nu mai e timp să mai faci încă o sferă. Hai să punem sosul ăla pe lângă sau așa, nu se poate. Păi asta e cremă patiseră, înseamnă că fac doar caramelă sau ce să facem? Păi pune și cremă patiseră și putem, nu putem așa... Hai niște bulițe, hai, ha? Hai! Bă, da, vreau să fac un blac de chec, știi să faci un blac de chec? De să... chec? Da, ia-mă direct dintre aia, mă, nebunule. Care, nebunule, ia! De-aia de tort, direct. De desubt, sub burgeri acolo. Hai, băieți, umpleți ca lumea, da, să fie plin ăsta. Pune aici, câteva... aici... Și numărele, da? Câte? Două frățiuri la farfurie, deci trebuie cel puțin 30 de bucăți, ai? Da. Hai, bine. Asta? Hai, ok. Ne ajunge să-ți facem 15? Păi ai 3, poi, 1, 2, 3. Este finala în care el este starul echipei, el trebuie să câștige, noi doar ne facem treaba de a-l ajuta. Și chiar am insistat pe faptul ca noi să-l întrebăm tot timpul. Da, Laurențiu, nu vrei să-mi siropăm puțin în blatul? Foarte puțin sau îl vrei așa? Acum depinde ce faci tu cu el. Că dacă îți trebuie să închidă alea, mă, formele. Formele, unde sunt? Mihai, la unde sunt formele? Fără sirop. Formă de aia de silicon. Formă de silicon de la care ai făcut, da, uite, fără sirop. Deci te duci practic cu cuțitul exact, după să mai tai mai mic. Bravo. Hai. Te pup. Cojile astea trebuie umplute cu o spumă de ciocolată, după care o să punem tot în aceeași formă un piure de mango și încă un blat care să închidă forma și noi să o putem întoarce invers pe farfurie. Ți faci cremă angleză? Ok. Hai, mă bag încă o dată la crema engleză. Las că fac eu crema engleză atunci. Dăm la 450 de grame 6 gălbenușuri, nu? Da. Chiar sunt curios să văd ce desert face Monica la pub. Zahăr, eu zic să nu pui foarte mult, pentru că am pus în frișca de la toate cremele ca să mi se bată frișca. Pune-te un pic de gelatină în ăsta, că e prea, prea moale. Bagă 4 foi, 5. Bă, unde-i cutia aia de inele, mă, care v-a dat-o băieții ăștia? Cutia de inele, unde e aia? N-am luat nimica eu, cutie de inele. Da, bă, da, da, nimica, da, da, da. Aici trebuie să fie, uite-o. Dă-o încoace, băi. A zis să o bag aici, să o trebuie de ea. Ia, mă, am găsit-o eu, bro. Pe lângă sferele alea, se face niște cerculețe. Știi, să apară așa, ca să adorm. Ia copiii mei aici, ia fetele, ia iubire. Ia uite. Și ne-am chinuit. Și a făcut Ștefan vreo 2-5 minute. Ba, ele, că nu merg. Voi nu vedeți că nu merg. Și am făcut 2 și sunt strâmbe ca dracu. Pablo! Da? Mie personal, astea mi se par niște mizerii. Nu, nu mai încercați, gata. Altceva. Te chinui? Altceva, nu merge. Dani! Da, aici, zi. Da, da. Vin acum. Uite aici, smântâna, de care vrei? Dacă ne ies astea, bro. Că am niște emoții de mă pe mine. Constantin scoate sferele acelea din abatitor, să vedem la ce etapă sunt, dacă sunt prinse, dacă se prinde ciocolata, dacă iese bine. Păi să nu arată sfere, nici cum. Ce emoții am cu ele. Păi de ce m-a păcat pe mine să fac eu? Ăsta s-a spart. Aoleu. Trebuie întoarsă Nina! Toate. Aoleu. Mamă. Curge tot, nu se prinde. Blast chiller-ul ăla era la 15 grade, deci toată lumea deschidea și închidea ușa fără nicio ezitare. Fai! Mai lasă-o, Conte! Mai lasă-le, lasă-le, mai lasă-le! Că mai avem timp! Hai să facem ceva de Becca! Nu, nu, nu e bine, ce să nu facem? E bine, nu e bine! Stai că mă gândesc ce să facem! Știu că Constantin își dorește să iasă cât mai bine, însă din toate probele când am lucrat cu el, știu că el se agită și renunță în ultimul moment când ceva nu iese. Și am spus că nu, 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 dă să continuăm, dă să băgăm la rece, dă să vedem, o să cedăm când nu o să mai avem minute. Acum nu cedăm nimic, nu abandonăm nicio clipă. Avem sosul ăla de mayo care îl putem așa, folosi. În ce să-l folosesc? Că mă gândesc, dar nu-mi vine nimic ce aș putea să fac cu el. Pe brownie de ăla cum ai făcut tu. Hai da, să facem, hai. Am rețeta, ăla. Dați-mi rețeta aia. Mie mi s-a părut că de data asta Nina a fost super stăpână pe sine și pe bune chiar a luat. Bine, hai, gata, facem brownie. Tu, 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 tu. Ne-a împărțit sarcinile foarte ok. Folosiți rețeta asta, înmulțiți cu... Mi-a ieșit atunci așa, înmulțiți cu 5, vă rog. Eu zic că pierdeți vremea cu formele, mai bine pune în tavă, în tăvi,
Le băgăm și după aia tăiem. Știm de gătire. Pur și simplu. Da, hai că nu mai, nu e timp. Nina, okay. Dacă ce încerc, hai încerc. Cineva pune 15 forme pe asta. Bine, eu pun forme. Eu pun formele. Nu mai vreau să pice și braulie ăla pe cârca mea cu speră tot preparatul, desertul, nu știu ce. Eu am zis, nu știam cum să mă scot, să mă dau la o parte. Am zis că eu pun formele, m-am dus repede să caut. Nu avem timp să se coacă, trebuie făcută acum. Păi simplu ce te ajut, doar simplu ce vrei să-i fac. Trebuie să topim, îl puneți direct într-o oală, unt cu ciocolată. Ok. 34 de minute. Reușim. Da, dai că e ok. Deci la minutul 20 vreau să fie în cuptor braunele. Nu ne merge. O să prăjim de astea. Hai, dă-mi o fartecă. Am ales să iau foaia de orez care se folosește la spring roll. Am fost la un curs și o aplicăm pe decorurile elegante, pe torturile de eveniment. Și am rugat-o pe Anica să-mi aducă colorant, să fie coloristic frumoasă. Și astea unde le punem? Deasupra, peste bol? Deasupra, sau... că dau volum. Le putem înfige. Sau cum le vezi, nu știu, dacă ai o altă viziune... Gata, nu mai punem. Vrei să mai punem? Stai să vedem dacă avem 14. Hai, bagă. Băi, vină un păci. Arată amatoricez rău de tot. Nu poți să pui asta la final. Nu o faci. Și ce să pun, șef? Că dacă am numai aia, îmi fac film. Că una, pun ok, una. Nu, te joci tocmai. Construiește în jurul aia. Și ce m-a scucat un pic, am zis că, bă, am făcut, a ieșit bine și acum să nu mai pun în farfurie. Îl cobor okay. Băi, ascultă-mă până la final. Ridici nivelul cu un produs, îl cobor cu celălalt, ceea ce îmi face foarte rău. Vrei să scot crema de acolo, să o pun doar așa nu, cu poșul? Nu, scoate cu totul șu, că arată urât rău. Ok, vrei să folosesc crema? Da, poți să folosești, dar fă un plating, joacă-te cu platingul. Să fie perfecțiune. Șurile, din punctul meu de vedere, nu arată la nivelul șurilor, mai ales când o ai și pe Andreea Moldovan acolo și pe toți cei care au mâncat șurile la Andreea Moldovan o să se trezească în situația în care să zică nu e șur. A zis să nu mai pun astea, că trebuie să fie mai elevat. Hai, pune-le pe astea mai mici, pun doar una singură. Și asta e. Ia lasă-le așa, hai să ne jucăm cu o farfurie, ia vină cu a. Am încercat să-l prind pe Laurențiu într-un moment din asta și am zis, bă, hai să montăm o farfurie, hai să vedem cum arată. Că știam că o să facă sens și în mintea lui, dacă vede elementele puse pe farfurie, că șurile alea nu erau din poveste. Oprește-te hai, un pic, trage aer în piept, oprește-te un pic. Ia cu totul, că ți-am pus de toate. E ok. Eu n-aș pune șurile, are dreptate. Okay. Uite cum arată, e frumos. Te okay. Duci de jur împrejur, îi punem niște verdețuri, gândește-te. Da? Șurile okay. Sunt în plus. E, arată frumos rău dacă îl punem în mijloc. Ok, gata. Nu mai punem șurile. L-am văzut pe Laurențiu că a fost nemulțumit. El își dorea șurile pe farfurie, dar eu mă bucur că totuși șef Dumitrescu a insistat. N-arată rău. Ai gustat-o? E dulce? Păi e dulce? Aia dăm cu zahăr. Te-am întrebat dacă este dulce. Nu, trebuie să dăm zahăr pe ea. Pe ce? Pudră. Păi, ce e? E orez, de-aia de orez. Da, de orez. Unde ai găsit de-aia de orez? Ea era aici. Haide, spring roll. Da. Aia nu-i de orez. Ce fac? Păi, asta dacă le mai țineți mult în căldură, se vor duce dracu. Asta am zis și eu. Le montăm și le băgăm acum la le montăm abatitor și le montate. La abatitor montate. Nu la abatitor montate, bagă-le la frigider. Acolo, okay. Hai, pune-le, montează-le pe astea și formă. Pablo, nu știu dacă în mintea lui era delegat complet cap-coadă desert la mine și el vroia să-l vadă pe farfurie montat 100%, cât și o implicare ca lider asupra acestui desert. Lică, sosul de mangă l-ai făcut? Păi nu, aveam spuma aia de mango. Vezi că mi-e dar am schimbat-o pe aia, n-am... Hai, fă-mi o spumă de mango. Uite-te la tine, piatră, uite-te în ce da, da, da. Tu ai venit aici să câștigi da, 30 da. De mii? Hai mă, pune-i pe oameni la muncă. Pablo se pare că a pierdut un pic frâiele, controlul echipei. Nu era 100% încrezător pe ce urmează să se întâmple. Tu dormi, mă, tu dormi. Uite, stă, toată lumea stă. Păi ce vrei să fac? Că nu am cum să pun înghețata pe ele acum. Du-te și bagă-ți înghețata în alea și bagă-le în congelator. Și le scoți cu 5 minute înainte. Dar nu mai deschideți și voi atâta, chiar nu vedeți de 3 ore tot stați la desert și deschideți și închideți. Pe bune! Ușa acelui abatitor era mai ceva decât ușa molului. Dar nu e culme deja. Fiecare 2 secunde deschid în pușca mea. Iar deschide! Mihaela numai ce a deschis, nu pe bune! Erau oameni de la echipa gri care erau acești
agenți constatatori în preajma abatitorului, în sensul în care doar deschideau ușa, se uitau și o închideau. Mă, ce Nina, nu ai carena? Ce să faci, lasă așa. Ei, nu ai ce să faci, dar nu-i normal. Hai, scoate, abat, scoate, nu mai deschide. Scoate, mango, ai grijă aici. Apucă-ne. Dar unde e piureul de mango, frate? Piureul de mango, unde e? Vezi? Piureul de mango, unde e? La vei tu, uite-l, mă, l-ai lăsat pe masă acolo. Au deschis degeaba. De degeaba au deschis, nici nu se uită măcar. Martorii abatitorului, o nouă religie, nu știu ce Dumnezeu era, pentru că au reușit efectiv să scoată din sărite pe toată lumea. Ce fac, să mai bag la abatitor? Nu, pune-l pe baie de gheață, eventual, lasă-l așa. Băi, n-ai cum să o tai așa. Hei! Mango, se curăță de coajă, dar domnul... Îl blendești, după aia îl dau prinsită repede. Mango, se curăță de coajă, dragul meu bucătar. Schimbă-l pe tot, că mi-ai băgat coajă. Coajă, noi nu mâncăm de la mango. Tot de idiot, că m-am mâncat și eu mango, ce dracu. Famă, și ce mi-a făcut acolo cu ou și oțet. Că nu, că uite ce face Ștefan, că uite ce face bucătărașul nostru. Râd oamenii aia de noi. Dita mai șefii, sunt și noi, le dăm coajă de mamă. Constantin, da. Hai să-i bag câte o floare din asta înăuntru, a? Hai grijă, dar vezi că ar trebui petale, nu flori. E o farfurie de fată. Cum crezi tu, e desertul tău? Minutul 17, vezi că trebuie să vă grăbiți. Bă, nu pune înghețata în asta. Asta în 10 minute să moaie, să freșchezi. O fac în congelator, tată. O duc ți în congelator. Se face musul foarte tare. Chiar dacă o închizi și să-n moaie, ea va sta înăuntru. Iar când o sparge, o să curgă tot ăla frumos și musul o să stea tare. Și tot câștigă avem. N-ai făcut nimic din ce am vorbit cu tine. Probabil Pablo a lăsat ușa foarte deschisă pentru Monica și a uitat de meniul prestabilit cu Scarlatescu. Uitați-vă și voi la aia cum fac de frumos. Așa le vreau și eu, așa, mari, frumoase. Aoleu, s-au făcut varză astea. Ați uitat de astea, băi, fratele meu, punem altele, hai. S-au ars. S-au ars astea. Toate, tare? Da. Stai, ce s-au ars, brioșele? Pune altele. Lasă gust. Pune altele, te rog. Funza de mentă? Stelian? Da. Unde e funza de mentă, o faci? Cum? Funza de mentă, frățiu, unde-i? Acum, uite, mă, ți-o fac. Păi, răspunde-mi. Dă-i funza de mentă, frățiu. Și mango e acolo în abatitor. Și mango și ciocolata, aduceți-le pe masă. Gata, 17 ajung. Haideți să le punem și basta. Vrei să mai mi-ajungă mango și pentru celelalte. Bravo. Hai, arată bine, da? Arată bine? Arată bine. Hai dreptate. Deci pe mine nu mă interesează. Câștigați. Băi, dacă ne iese sfera aia... Ne iese. Constantin... Chiar a dat interesul. Chiar a muncit. A avut grijă pe tot. A fost cumva ca un sous-șef. Foarte implicat. Băi, am vorbit ceva aseară. Da, știu. Hai, gata, atât, nu exagerat. Atât. Bă, îl înțeleg și pe șef, că, bă, uite că erau ultimele minute și noi nici măcar nu aveam farfurii montate, nu aveam chestii pe la abatitor, nu aveam spuma aia de care vorbise el cu Pablo. Montam în frigider, aia se topea, aia nu se făcea, aia... O duc acum, tăticule, o duc pe toată în congelator. Că oricum nu se întărește, până iese afară. Hai odată în paștele mamei lui! Bă, gata, mă! Ia uite, mi-a dat electricitate iar. Bă, mâncați-și pana ta! Eu zici că e omul ăsta Rambo. Hai odată, mișcă-te! Da. Bravo, băieți! Bravo! Băi, se lasă ciocolata. Urgent în frigider. Du-te, eliberează în frigiderul. S-au ars, măi, oameni buni, măi! Iarăși arde, dar ce ne mapă? Lasă, dar păi cine a pus la 235 în pușca mea? Noi, nu ne trebuie. Eu am dat la ultimele să prindă culoare la suprafață. E vina mea. Mai avem 10 minute. Asta e gata, după okay. Ce avem de făcut. Hai să facem niște biscuiți repede, dați prin ceva un sprinkle să fie ceva. Dă-te la o parte. Pleacă de aici. Dă-te puțin. Bă, eu nu pot să înțeleg cum de noi ne-am mișcat așa greu cu desertul ăsta. Care Monica, doar asta era treaba ei, să facă desertul. Hai, duceți-vă și aduceți-le că n-aveți timp. Du-te și adu-le. Du-te cu ele. Hai, stop joc la orice faceți. Lasă-te de biscuiți acum că montăm. Ce dracu vrei să faci? Moni, aici hai cu mine. Ce crambol, mă. Fă-l o dată mai repede. Hai, adu alea. Și alelalte. Fugi, ia Ștefane, fugi. Mi se pare că a irosit așa o chestie. Iurea, și uite, a luat-o pe Monica, dar la rând ni s-a luat George. Bă, poate George n-ar fi ajutat mai mult să murim.
Hai. Ai două minute. Ai două minute. Hai mă să le montăm, că mai sunt 8 minute. Păi mai sunt 8 minute, mă. Nu vă faceți griji, cred că. Da, e foarte fain. Stai liniștit. Bă, sus, frățiuieri, sus. Uite cum l-am pus eu, așa, frate. Dar nu stai aici, mă. Așa, frate, pune-l sus. Am pus un tuil sprijinit de sfera de ciocolată. El le punea invers, ba le punea jos, ba le punea cu fundul în sus. Pune-le sus, frate. Nu stau, mă. Păi pune-le sus, cum nu stau, bă, că uite, sprijin pe el. Bă, băga mea, le uite. Cum nu stau, Stelian? Bine. Am înțeles, scuze. Simt că am dat tot, deși că făcut eu mă pierd puțin, dar am revin repede când cineva țipă. Bă, revinos, da? Că așa e stilul meu. Unul l-ai pus în stânga, unul în dreapta, unul în stânga, unul în dreapta. Hai mă că e bine, tocmai l-ai pus, cum l-ai pus tu? Bă, pune-le așa, în partea stângă, a plecat despre stânga. Ăsta a plecat în dreapta, ăla a plecat în stânga. E bine, lasă, e bine. Bă, mai repede, că n-am timp! Ia le-ci, că-ți dau eu și pune-le. Hai, începe cu capăt, cu capăt, cu capăt. Hai mai repede, că mai ai un minut. Hai odată, hai, bagă-m peste el, hai. Hai, bagă și aici. Anico! Da! Aici ți-am zis, încep cu marginea. Și acolo, hai. Aveam crema în patisier. Aveam caramel făcut și Dani a luat el singur inițiativa să facă un culi de zmeură. Îmi dă să gust, este foarte bun. Hai! Hai! Deci așa o să facem. Nu, gata, lăsați așa. Te foarte... Te siguri? Da, lăsați așa. Ia zi, Laurențiu. Ești mulțumit? Da, sunt mulțumit, da. Se putea mai bine, dar... Se putea, da. Asta e. Eu zic că n-ai cum să pierzi. Uite-l la plating. Haideți să ne concentrăm. Da, mă, e bine, lăsați-l așa. E foarte frumos, așa. Da? E simplu și elegant, mie bine, place. Bine, dacă tu ești fericită, e perfect. Eu sunt foarte mulțumită de ceea ce ești. Bravo, iubite, bravo. Hai că am făcut șușuri. Șu de personal? De personal, pentru stafa. Ăla când se sparge o să curgă sosul, ăla e mișto și e bun. Din fericire, brownie ăla a ieșit minunat, cred că cel mai fain brownie pe care l-am văzut în viața și super cremos, așa, wow! Ne-a ieșit și sfera, yay! Am făcut și prostia mea cu isomal, nu știu ce, măcar să arate mai mișto farfuria, avem un desert puternic. Dragii mei, mai aveți 60 de secunde! Haideți, nu renunțați acum la 60 de secunde, hai fuga! 50! Ia mă de aici, dă-i uite așa, dă-i așa, dă-i așa, dă-i, hai odată, hai odată, hai. Nu, e prea mult, e mult, hai mă odată, hai. E mult, e mult, e mult, e mult, prea puțin. Hai mai repede, că nu mai ai, mă, mai timp ăsta, hai. 20. Hai, repede, cu fistic. Bă, uite așa, zici că era un dă-la cu octopus dă-la, uite așa, făcea pa. Asta e fistic. Pune. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mamă, mi-am venea să plâng, frate. Deci îmi venea să plâng. Deci a ieșit toată energia de mine și de dă-te în pana mea. Te pop! Sport, baftă, Doamne ajută! Felicitări! Baftă, campioana mea! Bravo, Miha! Ești piatele temelii! Mersi mult pentru tot. Mihaela chiar s-a chinuit foarte mult și o apreciez pentru chestia asta. Dă-mi voie să strâng mâna pentru că știu că o să câștigi. Bravo, Laurențiu! Scuze că te-am înjurat, Telian, dar măi... emoția asta. Până la urmă, farfuria de desert arată foarte bine. De unde plecasem noi și cu ce, mă rog, rezerve, panică, nemulțumire am plecat, arată foarte bine. Elegant, delicat, crumble împrăștiat. Eu sunt mulțumit. Dacă eu sunt mulțumit, nu mă interesează. Acum să vedem dacă se reflectă ceea ce zic eu în gusturile șefilor, că dacă nu e, atunci nu o să câștigăm. Dar să-mi fac cruce, Doamne ajută, ce pot să zic altceva, e nebunit? Să vină cu câștigul. Vreau doar o plăcere. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați selectat. Da, și de unde nu aveam la început niciun desert, nicio idee ce trebuie să facem, am reușit în ultima oră să avem un desert foarte elegant și după mine cel mai rafinat desert din această finală. Deci mă reprezint. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.